Zeci de oameni au fost răniți într-o explozie care a zguduit în această dimineață o clădire rezidențială din Göteborg, al doilea cel mai mare oraș din Suedia. Blocurile din apropiere au fost evacuate din cauza incendiului ce a izbucnit după deflagrație. Alexandru Rotaru vine cu toate informațiile, te ascultăm. Mi-ați am găsit, deflagrația a avut loc înaintea orei locale 5 dimineața și a afectat cel puțin 3 blocuri. Din primele informații nu se știe exact cauza, cert este faptul că au fost trimiși la fața locului numai puțin de 50 de pompieri pentru a stinge incendiul ce a izbucnit după explozie și, din păcate, cel puțin 3 persoane sunt în stare gravă în aceste momente care au fost transportate la spital. De asemenea, autorităților, din cauza numărului mare de victime, au trimis un autobuz special pentru a evacua persoanele din restul clădirii. Din informațiile pe care le avem până în aceste momente și din spusele celor de acolo, reiese faptul că ei erau încă în paturi în momentul în care s-a întâmplat această deflagrație și au fost luați prin surprindere. Din păcate, mulți dintre ei au fost nevoiți să sară de la geamuri și de la balconul clădirii pentru a se salva. Cert este faptul că în aceste momente blocurile din apropiere au fost evacuate. Vorbim de numai puțin de 200 de persoane care au fost îndemnate să părăsească locuințele pentru că nu se știe dacă a fost afectată structura clădirii în aceste momente și dacă există pericolul de prăbușire.